ce să cad în mașină și să mă lovesc. Trebuie să mă deghizez. Bine că am căzut pe male. Trebuie să mă deghizez. Așa, cu verde. Am vrut să aterizez în apă, dar am ratat. Sper să nu observe nimeni. O mie de antrenamente și toate în zadar. Câte exerciții. Oricum nu pot cădea pe picioare. Așa, să mă deghizez. Wow, tine-ți joacă! Astăzi avem un video special pentru 1.000.000 de abonați. Vom juca în viața reală 24 de ore. Fiecare dintre noi are câte 3 vieți. Astăzi în joc câștigă nu cel care se ascunde cel mai bine, ci cel care rămâne până la final în viață. Avem diferite anexe, ascunzișuri, 4 etaje în casă și toate ale noastre. Dar mai avem foarte multe depozite și camere tehnice de care voi încă nu știți. Pe tot perimetrul avem muniții și arme pe care le vom folosi în joc. Suntem 5 jucători și fiecare acționează de sine stătător. Și foarte important, la fiecare 10 minute din avion cad muniții. Am urmărit pe cineva. Iar tu scrie în comentarii cine crezi că va câștiga în acest joc. Eu sunt pe teren deschis. Trebuie să caut un loc unde să mă ascund. E foarte stresant când tu ești în joc, dar încă nu ai arme ca să te aperi. Urgent trebuie să găsesc ceva. Să nu tai. Eu mă voi ascunde la brad, pentru că nimeni n-are curajul să intre acolo, pentru că are ace și îți poate sparge baloanele, dar eu sunt foarte atent. Să mă ascund aici, așa, oh. Și să-mi dau baloanele jos, să nu mă vadă nimeni. Aici, în barul nostru, ei își pot da seama că este cineva. Trebuie să caut un alt loc, un alt ascunziș. Hai, ce zici să mă bag la tine în cușcă? Aici sigur nu mă găsește nimeni, doar că nu încăpiem ambele. Nu-mi pot da seama dacă este cineva aici. Nici nu știam că aici este o încăpere. Ceva se aude. Este un miros insuportabil. Ce? E a mea! ce mai bine. Aici mă vede din casă oricine. Trebuie mai repede să mă bag în tui. Și cât mai adânc. Aici sper să nu mă vadă nimeni. Cine a țintit? Balonul meu! O viață deja am pierdut-o! Crengile! Probabil că eu singură mi-am pierdut o viață. Am auzit un balon. Lupta deja a început, dar eu nu mi-am găsit niciun echipament. Noi avem în telefon fiecare aplicație care ne arată cine a pierdut viețile și a ieșit din joc. Am auzit un balon! Spart! Oricine, acu este! Scrie în comentarii să știu și eu! Atenție! Ce-am găsit eu aici! Ha, ha, ha! Acum țineți-vă! Am doar 3 cartușe, dar mi-ajung! Acum se încarcă! Aici, din casă, se vede foarte ușor! De ce trebuie să-mi schimb locația? Aici cu siguranță găsesc ceva. Glumiți! Creatorii jocului! Chiar nimic să nu puneți aici! Mă duc să mă ascund în mașină! Ce-a fost asta? Cine a țintit? Mi-a trebuit să mă ascund aici! Uf, mă duc în mașină repede! Încă un balon! Ați auzit și voi? Măcar bine că nu sunt singură cu un balon spart! Am încărcat pușca! Dar cartușele nu sunt de la ea! Cine mi-a pus așa ceva aici? A făcut o glumă proastă! Ce-am găsit eu aici? Ochelari și cască! Tot este bun! Dacă o să văd pe cineva, o să dau cu casca! Trebuie să mă ascund în mașină. Am doar 2 baloane și trebuie să le păzesc. Lasă ei să le spargă pe ale lor. Eu voi avea grijă de ale mele. Așa, voi sta aici ascunsă. Trebuie repede să găsesc o mască pentru apă. Și mă voi băga sub apă. Iar așa nu mă va vedea nimeni. Trebuie neapărat să caut masca. Dar oare unde să o găsesc? Să văd în garaj. Sper acolo să fie ceva arme. În portbagaj nu-i nimic. Mă duc în față. De acolo se vede mai bine. Oh! Wow! Ce-i asta? Vai, echipament! De toate am! Și merg exact la această armă! Să văd ce-i aici. O, ce văd eu aici? Deja este mai bine. Dacă aveam și pușcă. Să găsesc ceva. Nimic. Nici aici nimic. Oh! Ce e asta? Serios? Cu asta mă voi apăra eu? Cu o tigaie? Și o pereche de mânuși! Ei, creatorul jocului! Ce înseamnă asta? O muniție din nota 10! Ba pușcă, cu cartușe care nu sunt de la ea, acum o tigaie! Probabil deja toți au arme, muniții, dar eu încă nu am găsit nimic! Trebuie neapărat să caut! N-am ce face. Acum trebuie să mă apăr cu o tigaie și în mânuși. De parcă ar fi iarna. Dar trebuie să respectăm regulile jocului. Și jucăm cu ceea ce ne pică. Deși am înțeles, vor fi muniții foarte interesante. Tati, am contact! De aici, din portbagaj, îi voi vedea mai bine. Pot să-i urmăresc, iar ei nu mă văd. Oare are vreo armă? Dar eu am un avantaj. Eu l-am văzut pe el, dar el pe mine nu. Îl văd pe tati! Se duce în direcția aia! Să deschid geamul! Să-mi încarc pușca! Simt că cineva este lângă mine! Sper să nu fiu observat! Crezi că nu te văd? Ba, te văd! Și foarte bine! Ha, prinde! Mami! E de ajutor tigaia! Tigaie! Stai că ți-arăt eu ție! Cine, mami? Uite ce scut am eu! Mami! Ți-a mers, nu mai am cartușe! Uite cum fuge ca un țestar! Uite, a văzut pușca, dar nu s-a speriat! Mă ascund aici! Să mi ascund și baloanele! O viață mi s-a dus! Acum se vede un pic mai bine! Wow! Am o armă! Doar ce-i de folos? Nu are cartușe! Să caut pe aici! Poate găsesc! Nimic! Ce se vede aici? Am găsit și pistol! Și am cartușe care intră perfect! Și din acestea mici! Wow! Acum voi fi cel mai tare! Acum țineți-vă! Oh, mai sunt aici! Să-mi încarc repede arma! Tati, ieși din tuie! Nu ai nicio scăpare! Așa crezi tu! Uite ce arme am eu! Și ce cărtușe! Vezi? Bagă de seamă! Important să nu știe că aceste cărtușe sunt de la alt pistol. Inamicul trebuie speriat, chiar dacă nu ai cu ce. Neapărat trebuie să găsesc cartușe și voi căuta în fiecare cameră. Da, nimic! Ce? Cartuși chiar am eu? Nu vreau să bag mâna acolo! Nu murdăresc! Eu așa voi pierde jocul! Aici! Da! Le iau pe toate! Văd și unul aici, în gaură și... Da! L-au luat! Hai, iată așa! Iar acum pot porni la drum! Cineva este în mașină! Se aude cineva! Trebuie să verific. Mai am doar un singur cartuș! Îl păstrez ca ochii din cap! Ceva s-a auzit! Voi împușca cu cartușele mai mari. Mircea, cum ai intrat aici? Mi-a rămas doar un balon, o singură viață! Dă-mi-l încoace și pe acela, imediat îți sparg! Aha, mai puneți pofta în cui! Acum și-ți arăt eu ție! Trebuie să ies de aici! Are și ea pistol! Vino încoace! S-a agățat balonul! Ia fii atent! Nu sparge! Nu sparge! Uaaaa! Este! Mi-a luat o viață! Acum nu mai am nici cartușe și doar o singură viață. Și toți practic știu că sunt aici ascunsă. Trebuie să fug repede spre casă. De acolo voi putea vedea mai bine. O, și-a închișurat pata mea în balon. Stai, eu știu un ascunziș unde nu se bagă nimeni în afară de mine. Oare este cineva în casă? Te rog frumos să mă ajuți! Scrie repede în comentarii! Este cuios! În gaura de la piscină! Din avion a aterizat o cutie! Nu mă duc până acolo! Cu armele astea ce faci? Și mi-au rămas doar două baloane. A căzut ceva din avion, dar nu pot să ies din mașină. N-am niciun cartuș și mă tem să nu-mi spargă balonul, să pierd viața. Dar rămâne să urmăresc de aici. Cu siguranță. Cel care le ia, acela are și armament puternic. Cutia! Îmi încarc pușca și plec după ea. Dacă cineva se apropie de cutie, îi spar baloanele. Cineva se aude acolo sus pe scări. Oare cine este? Cutia este a mea. Vedem ce avem noi aici. Nici eu nu m-am gândit la asta. Încă o viață. Numai ce a pierdut una. Așa și mă gândeam. Mircea, vai ce pușcare! Și încă o viață suplimentară. Dar eu nici pușcă și doar două vieți. Voi sta la până sus. Acolo se vede cel mai bine. A ieșit odată. Trebuie să ies din mașină, să caut cartușe. Deja toți știu că eu sunt aici. Opa, o văd pe mami, doar că este prea departe. Hai, apropie-te, să poți întind balonul tău. Mai repede. Cât pe ce să ne mirească în balon! Repede să mă ascund! Am cheltuit un cartuș din zadar! Aici, în camera tehnică de la piscină, nu intră nimeni. Toți se tem. Ce văd eu? Încă o pușcă! Asta are oare cartușe? Are doar două, dar măcar și asta. Acuși vă arăt-vă. Să mă ridic mai sus. De aici se vede și mai bine. Așa. N-am înțeles. Unde este balonul? A zburat. De unde a venit, acolo a plecat. Văd baloane! Acum și-ți arăt eu ție! Acu i-ar fi, nu mai este! Cine mi-a spus balonul? Așa, pe cine eu să-l mai ochesc? Acu și eu văd cine este! Asta, Melissa, tu erai! Las că ți arăt eu ție! Încă o viață dusă! Încă un balon spart! Trebuie să mă duc de aici! De tine deja nu mai am nevoie! Wow! Ce mitralieră mare! Încă nu am găsit nimic! Doar pușca aceasta și fără cartușe! Să mă ascund mai bine aici deocamdată, să nu mă zărească nimeni! Nu mai pot sta în gaura asta! Nu am aer! Doar clor și substanțe chimice. De să mă duc. Așa. Cine a ieșit la plimbare? Pe care balon să sparg primul? Pe cel albastru sau pe cel roșu? Tati, ești pregătit? Vai de capul tău! Cine e acolo? Mircea! Știi că e bună tigaia mea! S-a dus sub gard! Nu prea am șanse! Mă duc să caut alte victime! Dar nimic încă chiar ceva. Mă duc pe scări sus. Poate acolo găsesc ceva. Unuia care va vota pentru mine, îi voi trimite aleatoriu acest pistol. Mie mi-a plăcut. Mi-a fost de mare ajutor. Un cartuș! Oh, cât te-am așteptat și te-am căutat! Poate găsești ceva în drum. Matei a încălcat regulile jocului și a fost exclus! A plecat Mircea. Nimeni nu se bagă în calea mea. Te-am prins. Ține-te, Melissa. Unde sunteți? Unde vă sunt baloanele? L-am zărit acolo pe tati! Tati s-a ascuns după gard și nu mă observă! Mă duc mai aproape să țintesc în balonul lui! Oh, tati! Ia să-ți pregătesc o surpriză! Ce s-a auzit? Melissa a fost exclusă din joc! Ceva se aude, dar nu înțeleg ce anume. Mami! Mami! Ai pierdut balonul albastru! Pregătește-te! Mai am încă una! Vai, ce bucurie ai că mi-ai spart balonul! Ia-i să vezi! De ce nu se întoarcă? Tati! Am ieșit din joc! O, a rămas doar Mircea! Tati, pa, pa! Nu, Mircea! Nu! Nu, dar m-am jucat eu! Dacă vrei să continuăm jocul în viața reală și în casă, atunci apasă pe like ca să adunăm la acest video 20.000 de like-uri! Și scrie chiar acum în comentarii cum să se numească acest joc!